Salut! Astăzi vom face o ciorbă mai puțin întâlnită. E o ciorbă groasă, așa se numește, ciorbă groasă, ciorbă groasă de fidea. E o ciorbă extraordinară, o mănânc cu plăcere, moștenită, învățată rețeta de la bunica mea. De ce ingrediente avem nevoie pentru ciorbă groasă a la bucătar de weekend? Păi în primul rând ne trebuie o găină, un pui de curte, gras. Uitați-l, tăiat frumos, aranjat. 1, 2, 3, depinde ce cantitate faceți. Bineînțeles, avem nevoie de legume întregi, ceapă, am o ceapă mare, una mai mică, 3 cartofi, 2 morcovi, un păstârnac, un ardei tăiat, țelină, sare, piper, o să punem și cimbru pentru gust. Fidea se pune în funcție de cantitatea de apă. La 10 litri de supă avem aproape 1 kg de fidea, 900 de grame mai exact. Vedeți, o fidea mai grosuță, nu aceea foarte subțire, o găsiți în comerț peste tot. Ne trebuie roșii tocate. Am aproximativ 1 kg 200 de roșii tocate, nu-i doar aici, mai am și aici. Deci 1 kg 200 de roșii tocate. Am spus sare și, bineînțeles, borș. 2 litri de borș, dacă este cazul, mai adăugăm. Nimic nu poate ieși așa cum trebuie, știți bine, fără pasul 1. Să trecem la treabă. Mod de preparare. Apă, foc mai mare și, bineînțeles, carnea, primul lucru. Punem carnea la fiert, găina, puiul, cocoșul, punem carnea la fiert, spumăm bine când va fi cazul. Când este aproape fiartă, vom adăuga și legumele întregi. Deci, punem carnea la fiert. Important e să folosiți agregatul, sursa, carnea, să fie de casă, de țară, din curte de la om. Așa foarte cum vă spuneam, spumăm bine supa noastră. Cu cât o spumăm, puișorul nostru de țară a fiert, nu definitiv. Acum adăugăm legumele întregi. Puteți să le faceți mai micuțe dacă vasul este mai mic, dar ele oricum vor fi scoase. Deci ceapă, cartof, morcov, țelină, un ardei și păstârnac. Le punem, le lăsăm să fiarbă bine, după care vom scoate absolut tot, și carnea și legumele fierte, și va rămâne doar supa. Bun! Legumele sunt fierte. Carnea este fiertă. Le dăm într-un vas în care avem și o strecurătoare. Scoatem atât carnea, cât și legumele. Să rămână supa clară, supa limpede. Senzație! Senzație! Legumele le puteți pasa și puteți să le consumați, bineînțeles. Uitați-vă ce culoare are supa asta, cât de galbene. Nu am pus niciun pic de ulei, nu am pus niciun fel de grăsime. Uitați-vă cât de galbene și cât de bine arată. Dintre toate legumele, morcovul va fi sacrificat pentru a fi consumat. Celelalte, așa cum v-am spus, le putem pasa. Morcovul tăiem cu bulețe și îl punem în supă ca să-i dăm puțină culoare. Legumele, puteți face un piure foarte bun. Puteți face o supă cremă foarte bună, sănătoasă, gustoasă. Încercați, așa cum vă spun mereu, încercați pe cât posibil să mâncați sănătos. Să folosiți ingrediente de la surse de încredere. Tot ce există în comerțul ăsta, totul este procesat. Totul este procesat. Uitați-vă pe etichete că sunt obligat să treacă 15.000 de euri, 15.000 de substanțe păcătoase. Mâncăm sănătos. Un pui de la Nea Gheorghe din curte sau de la Nea Ghiță Ciprian din curte. Un pui, o gâscă, o rață, un mielușel, coțuiculiță de casă, cu un vinișor de buturugă. Doamne, și de nu trăim mai mult, trăim mai bine, doamne. Noi care găsim binele în astea simple, într-o mâncare bună, într-un șpriț bun, într-o gașcă, într-o... Ne permitem luxul să ne gândim la Madagascar, Costa Rica, Tenerife. Asta a fost tot. Adăugăm roșiile. V-am spus că am cam 1 kg, 1 kg 200. Și tot acum adăugăm și borșul. V-am spus că folosim ca și cantitate 10 litri de lichid pentru fideaua noastră, adică
900 de grame în kilogram. Supa a scăzut cât a stat la fiert. Acum, prin completarea cu borș, ajung undeva la 10 litri, așa cum am spus de la început. Lăsăm să fiarbă, după care vom pune sare, piper, îi dăm gust, cimbru și de-abia după aceea mergem cu fideaua. Lăsăm să fiarbă. După ce am pus roșiile, după ce am pus borșul, am lăsat să dea în câteva clocote. Acum punem condimentele. Sare, cimbru și piper. Și vom adăuga fideaua. Fideaua nu o lăsăm întreagă, o fărâmăm și în același timp amestecăm continuu în vas. Recomand această ciorbă groasă a se mânca rece. Se consumă atât caldă cât și rece, însă mie îmi place foarte mult rece. După ce punem toată fideaua, o lăsăm să ajungă la consistența fidelei cu lapte și oprim focul. Înainte de a opri focul, o să punem și leuștean. Și a început să plouă. Acum nu există niște standarde niște pe care să le respectăm să iasă întocmai. Este posibil să iasă puțin mai grosuță atunci când o preparați. Încălziți apă și puneți apă caldă peste. Nu e cazul nostru acum, dar se poate întâmpla. Două legături bune de leuștean, pentru că și vasul în care fac e destul de mare. Nu-l fac foarte mărunt, mie nu-mi place să fie tocat mărunt, îl las puțin mai mare. Este aproape gata. Ia uita ce frumos fierbe. Ia uitați. Asta e consistența la care trebuie să ajungă înainte de a opri focul. Încă o dată, ea după ce o lăsăm la răcit, ea se mai îngroașă. Mai lucrează. Așa. Acum adăugăm morcovul, tocat mărunt. E singura legumă din fiertură pe care o folosim. Și leușteanul. Într-adevăr, puțin cam mult, dar și vasul este mare și mie îmi place gustul de leuștean. Nu oprim focul încă, lăsăm să clocotească puțin cu leușteanul. Vrem să-i desăvârșim aroma. Am pus sare, am pus piper, am pus cimbru, borș de casă. Și acum punem și carnea. Ciorba groasă este gata. Frumos, vii la țară, la relaxare și ai cât un vecin tâmpit care pune muzica să o audă la 5 străzi mai încolo. Ăsta e... Da. Pasul 1. După muzica lui vecinul. Deci, ciorbă groasă la bucătar de weekend. De ce spunem groasă? Ia uitați-i. Cei care au mâncat știu despre ce este vorba. Cei care n-au mâncat sunt sfătuiți să încerce și nu o să se mai oprească. Deci este extraordinar, cu carne de pasăre de țară. Încă este fierbinte. Când o să răcească, o să îngroașe și mai tare. Foarte bună. Ciorbă groasă la bucătar de weekend.